tu știi pe cine semeni pe Instagram? Pe cine? Dacă știi tu, pe cântăreața din Anglia, nu știu dacă avem voie să zicem. Ai voie, ai voie cântăreță. E Dua Lipa, ai auzit de ea? Păi mie mi-au spus foarte multe ori, eu am niște TikTok-uri, eu am TikTok-uri unde eu fac exact fața ei și când sunt, am vedere, sunt momente când eu îmi fac părul așa, eu las prâncene să amân cu ea, știi? Și mi s-a spus de foarte multe ori. Trebuie să-ți arăt, am la mine nu, o să-l fac public TikTok-ul și o să-ți dau tag acolo să vezi. Dar e vorba de ochi mai mult decât... Nu neapărat, dar și gen și stilul și ăla. Da, așa îmi plăcea cum de ea. Și ea când avea șuvițe blonde din alea așa, le aveam și eu. Și era o perioadă din aia de mea mai nebună. Deci să înțeleg, să înțeleg că încercai să te faci pe stilul ei? Să te îmbraci pe stilul ei? Nu. Mi-au spus că se vând cu ea după. Eu mă îmbrac cum... Dar de Anne Marie ai auzit? De cine? Anne Marie. Blondă. Cântăreață. Nu poate, dacă e, nu știu. Dacă ți-o arăt, o știi, sigur. Tot cântăreață faimoasă în Anglia. Da, dintre ele două mai mult de Anne Marie mi-a plăcut, dar și Dua Lipa e ok. Nu, ce proastă sunt! Ce ai făcut, fată? Am pus oțet. Am pus oțet! Am crezut că ulei arată la fel. Du-te, fată, unde? Acolo, la... Jur! Dar nu mai avem ulei, ne trebuie ulei. Fata este jos, uite-l, nebună. Ia stai. Auzi? Vreau să te întreb ceva, că știu că asta e o dilemă. Adică nu e o dilemă, dar e o chestie la fete și în general așa. Dar îmi răspund sincer. Păi sincer? Dar ce-am răspuns vreodată, nu e sincer. Nu, ascultă-mă. Nu, dar zic așa... Răspuns sincer și nu mă supăr, dar indiferent de răspunsul tău, să nu crezi că mă supăr. Nu mă vrea să știu ce crezi tu sau ce îți place ție. Îți plac bărbații păroși sau epilați cum e Radu? Păroși. Chiar și pe piept, adică mie poate să-mi placă când e crescut puțin. Adică nu extrem sau bine, nu poți peste extrem, tot, dar așa, cu un... mic strat de deci păr n-ai treabă peste tot. Cu părul pe picioare sau așa la bărbat sau chestii. E invers. Adică pui așa cap pe un piept de bărbat. Te vedea cu Emanuel afară din casă? Da. Ce? Emanuel, de exemplu, se aseamănă cu fostul iubit? Da. Măcar așa puțin? La ce? La tot. Serios? Da, tu crezi că Emanuel s-ar vedea cu tine afară? Era tot magician? Nu, el nu era atât de energic. Adică la fizic seamănă mult. Dacă Emanuel crezi că ar sta cu tine afară acasă? Da. Da. Eu sunt fain în afară acasă, da, să știți. Da? Da, el... Adică la 26 putea, de ani ai lui, cred eu că s-ar vrea să se eu aș putea crește împreună. Nu că... Eu am ajuns la un crește împreună pe TikTok sau ce? A, nu, mă. Noi avem... Eu cred că noi avem mult în comun. Și, mă, ce răi sunteți. Eu cred că eu cu Emanuel avem multe chestii în comun. Știu. Și cred că am putea să ne dezvoltăm împreună. Ce? Crezi că e pregătit să aibă o relație serioasă? Da. Acum nu. Nu, afară acasă. Mâine. Am zis că nu vreau să mă grăbesc. Este o foarte faină, dar... Tu ce ai impresia că eu vreau poate hai să facem niște afirmații, că ăștia doi încearcă să ne combine pe noi, știi? Eu nu mă gândesc. Da, încearcă să ne combine și să ne desparte, că așa este jocul lor, că sunt niște șerpi. Șerpi, uite cum face limba. Ai văzut că o deschis subiectul Sorin de Marian. Ai zis tu când a venit Marian că... Că am fost încântată. Da. Una am zis și era prima impresie, pentru că nu mi s-a părut un băiat serios deloc. Da. Adică faptul cum eu, inițial, cum am spus, că eu mi-aș dori un bărbat matur, serios, inteligent, chestii care... Marian din tot asta are numai nebunia lui, știi? Da, dansul și cam atât. Nu-i dar dansul e așa, el e mai nebun, știi? Și adică a spus direct părerea sinceră, că altceva mai mult nici nu... Da, numai că nu, unii am nici băiatul pentru mine, cum să zic, că chiar nu. Chiar nu, da. E problema că unii din casă interpretează alte chestii. Dar ce-ți place la mine, Diana? Că ai pantofi mari. Privirea. Da? Da, îmi place caracterul tău. Da? Da, îmi place fizicul. Îmi place așa cum ești ca om. Fain. Îmi place că ești serios. Te-ai vedea în Timișoara? Nu... Apropo, vrei în Timișoara sau nu? Nu, la Timișoara, la sigur nu o să mă duc la... Stau aici, la București. Ca să mă mut în București. Iar nu mă pătim. Nu, și am zis. A, da? Și am zis chestia asta, că aș vrea să mă mut aici. Ai auzit de câinele care a murit? Ce părere ai despre Maia?
Să fac un moment de reclăge pentru Maia. Maia a fost... Păi taci la moment. Păi nu, dar trebuie să fac spus. Taci la moment de reclăge. Taci. Gata. Mie îmi place cum tu vorbești. Tu vorbești mai frumos. Vorbesc mai frumos, nu sunt din Republică, îți dai seama. Tu încă îți dai seama că eu nu... Adică aici, în emisiune, încă vorbesc frumos. Adică... Vrei să zic ceva? Să știi, ești unde pe acum. De când am început eu să am relații, n-am avut niciodată o relație sau să vorbesc, măcar să am o relație... Cunoștință. ...de prietene cu o moldoveancă. Și acum... Fie că e moldoveancă de la noi sau din Republică, n-am avut niciodată. Auzi, o să prima. Mă ții minte toată viața. Da? Da. Păi, serios. Yeah. Dacă sunt mai multe chestii, să le ții minte, da. Eu vreau să avem un date. Din masă. Carne. Să te pun pe masă, să-ți fac un masaj, așa. Să fiu ăla care masează. Eu vreau asta să se întâmple. Dar să nu fie de aici, să nu fie public, înțelegi? Să nu fie filmat cum mă pui pe masă și alte chestii, știi? Păi facem după atunci. Nebunule. După date. După date. Iau eu ulei. Ce mai trebuie? Uite-l. Uloi. Uloi? Uloi. N-ai zis învățat cuvântul uloi. Așa, se mai zice și la neva câteodată la glumă. Cât de răutăcios puteți să fiți, mă... Cine? Păi nu, dar te-ai întrebat Ioran. Dacă să-mi ocupă și cu altceva. La aia m-a adus cu minte, dar logic că se ocupă de cu asta, nu? La ce vreau să zic? Da, ar fi vrut, Radu, să mai zic ceva, dar... Ai putea să ne faci nouă promovare reciprocă, Emanuel, te rog frumos. Da, să vă fac. Să te ocupi puțin de conturile. O să ne facem promovare reciprocă, așa e mai fain, da? Nu, eu nu am... Audiența mea vine la tine și invers. Eu nu am nevoie să-mi facă promovare, oricum nu mă... Ce treaba mea cu ea după în China? Radu, n-ai drept. Să știi că din Moldova se uită foarte multă lume la Casa Iubirii. Doar că hai voi credeți că mai de România. Casa Iubirii, nu, China eu vezi că primesc un mesaj din Moldova. Păi de-aia și zic, rude de ale mele se uită la Casa Iubirii. Mă plac rude de tare. Ce? Mă plac rude de tare. Ce vreau unul de mutat da. Acolo? Dar ce mă place din familia ta? Da, n-am vorbit așa, nu, nu i-am zis mamei de voi. Când o să mă văd de vreo dată cu Cicicea? Mama n-a zis nimic, mă vezi și tu acolo care... Ce-ai luat Ionuța deci, la ea îndrăgostit. Ca să înțelegi, când am venit în casă, eu le arătam poze mătușii mele cu voi. Și ea a zis că place de tine, nu mătușa mea, mi-a trimis uite de ăsta, de tine. Și mi-a zis și de Alin că e frumușel și de tine. Deci... Da. Cam așa a fost topul din start. Păi, poate le spare de la televizor lumii că ești prea glumeț, poate prea neserios. Ce drept țipt un pic cam tare și mi-ai cam spart capul acum aici. Nu? Măcar mă face Cicicean de la tine pe Instagram. Da? Bine. O să mă duc... Cicicean și s-ar mânca de Nicia. Când mă duc acasă, o să cer o părere despre voi toți și o zic să vă zic ce... Da, hai că dacă tot îți dai cu părerea, uite, avem aici omul specific pentru asta, care face casting și vreau să faci un casting cu toți băieții. Să vezi ce se întâmplă. Nu, eu o să mă ocup de asta. E, păi tu să ce te ocupi. Ce fel de casting? Cer la cameră. Nu, mă bag mai la casting. Facem casting. Ce fel de casting? Casting înseamnă că trebuie să-ți găsim un băiat în Casa Iubirii. Măi, dacă vrei să ne jucăm, măi, eu nu o iau serios. Te bași după aia sau nu ne mai băga pe noi? Vrei să-ți scuzi tu cu Andreea și te bași pe la casting? Nu, Alina și-a ajuns în relație cu Bianca. Da? Da. Dar vezi că nu joc și eu. Uite-mă că Alina a ajuns așa în relație cu Bianca. De acum să fii sinceră, 100%. Tu nu-l vezi pe ăsta că a transpirat la suprafață de tine? Alege fiată. Alege o singură persoană care să concureze la casting. Să fii sinceră. Dacă l-ai vedea pe el să fie sincer cu tine. Dar să n-am nicio treabă cu relația, nu, dar să vezi pe el să fie sincer cu tine și să se îndrepte față de tine. Cred că da. Mai mult decât că mine, nu? Nu. Dar na, Clinte, eu vreaz, da? Au mințit, mă, acum. Zici? N-am mințit. Ba da, am mințit. Uite-te la mine. Băi, dacă n-am venit în casă, uite-te la mine. Cine am ales eu Diana? Să dau ochelarii jos? Nu? Diana. Asta e una când noi ne-am cunoscut. Ce? Minți? Nu. Te joci cu mine? Nu. Pupo, se joacă. Hai mă, tu nici nu mă cunoști. Nu știi când eu mint, așa că nu poți să-ți faci concluzii. Hai că mai... Îți plac manelele? Da, îmi place tot. Eu... Asta mea. Mi-i tot hai, îmi place. Hai că mai sedus. Ești de lux. Beau cafea bună? Ia ta. Mulțumesc. Îți dai seama că dacă eu nu aveam nicio treabă cu Laisa, că te rupeam? Fraiere, știi că am mai mult azi ca tine. Crede-mă, te spargeam. Eu te sparg.
Eu. Te spărgeam, fraiere. Am mai mult azi ca tine. Ești un bătrân. Fraiere, te rupeam. Vezi că așa e. Are mai mult azi ca tine. Azi are mult. Da, azi am eu. Nu. Ce vreau să zic? Fraiere, vezi că pe el lumea îl percepe un bărbat serios. Da, sunt serios. Și pe mine nu mă percepe. Adică, te vede așa un pic mai mult. Imagine. Da, mă, dar tu la 28 de ani închipui ce bărbat. Îți dai seama că eu să fiu și mai șmecher. Hai că tu câți ani ai? 28? 40? 27. I-am zis lui el la 28. Când o să am eu 27 de ani, cum o să fiu? Păi de capul tău. Dar credeți că ați avea vreo compatibilitate așa de relație? Da, eu nu știu. Da, nu pot să mă pronunț. Așa, chiar nu mă așteptam. Mai aștepți o fată și după aia îți dai seama și mai bine. Asta e ideea, ne cunoaștem. Ce nu te așteptai? Să fie așa, să puteți vorbi atâtea sau? Eu pot să mă, eu încă sunt în cunoaștere cu ea, știi? Ce? Nu suntem în cunoaștere? Nu știu, stai puțin, eu nu știam asta. Păi suntem gen, într-o mică păi cunoaștere, tu, da. Păi asta zic, dar, tu cum la, te rog, la început, pentru că nu știu încă.